La Mioveni, rapidiștii au avut nevoie de mai puțin de 3 minute pentru a deschide scorul. Grigori a pasat ca la cartea lui Herea, care nu a iertat. Codașa Ligii întâi a avut forța să revină în joc. Zuluf l-a păcălit pe Crețu și a centralului lui Năstăsie, care a egalat. Până la pauză, ambele echipe au trecut pe lângă golul de 2-1. Mai întâi Herea a ratat ocazie uriașă, apoi Enache s-a trezit liber în careul rapidiștilor, dar Dani Coman a fost la post. După pauză, Ciprian Deac le-a dus liniște giuleștenilor din pasa lui Ștefan Grigore. CS Mioveni a rămas cu doar 12 puncte în Liga 1 și e ca și retrogradată, în timp ce Rapid continuă cursa pentru titlu.